Stropit cu gaz lacrimogen, iar apoi deposedat de telefonul mobil. Un taximetrist de 45 de ani a căzut prada a doi minori pe o stradă din capitală. Poliția a fost apelată de către victimă, care a povestit că în data de 24 octombrie, la miezul nopții, în timp ce se afla la serviciu pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana, a fost tâlhărit de doi necunoscuți. În urma cercetărilor s-a stabilit că suspecții au solicitat serviciile taximetristului și s-au deplasat spre mai multe adrese, iar la finalul călătoriei, în loc de achitarea serviciilor, l-au deposedat pe șofer de telefon. În decursul audierilor, victima a povestit amănunțit cum a avut loc totul. S-au apropiat doi tineri și m-au întrebat dacă sunt liber. S-au solicitat să-i duc sectorul Râșcani lângă fitness. Unul din ei a ieșit, chipurile se duc să vadă, să-l cad pe cineva. După ce a venit, mi-a dat cu gaz pe lacrimogen în ochi și mi-a sustras telefonul. Prejudiciul cauzat a fost estimat la 4.000 de lei. În urma căutărilor, ambei suspecți au fost identificați și reținuți. Aceștia s-au dovedit a fi doi minori originari din Raigon, Ungheni. La audieri, indivizii au declarat că au recurs la acest gest din cauza unei datorii bănești. Acum minorii sunt cercetați în libertate și riscă până la 8 ani de detenție.